Fiecare al treilea deținător de vaci din satul Cușmir, Caraionul Șoldănești, vinde surplusul de lactate la punctul de colectare din localitate. Oamenii salută funcționarea acestei instituții, dar și-ar dori ca prețul de achiziție a laptelui să fie mai mare decât 3 lei, cât este în prezent. Deși în localitate sunt vreo 300 de vaci mulgătoare, doar fiecare al treilea gospodar predă laptele la punct. Se spune prin sat că comercializând lactatele la piața din Șoldănești, ai putea obține mai mulți bani. Trebuie și punctul să fii în sat sau nu? Da. De ce? Faci lucrătete. Faci lucrătete. Dar unde faci lucrătete? Maria Odobescu este o gospodină care întreține două vaci. Femeia se plânge că e greu să ai grijă de două vite, mai cu seamă când nu ai suficient pământ. Chiar dacă venitul lunar de pe lactatele vândute este de 1500 de lei, banii nu-i ajung pentru a acoperi cheltuielile casnice și cele legate de întreținerea animalelor. Și mult două vaci și încă o capră. Și duc tot la stat pentru că am nevoie de bani. Lunina, îți plătești internetul, gazul, mâncare, un telefon ca să-l încarci, îți trebuiește. Potrivit lui Nicolae Sfeclă, cel care colectează laptele, în 7 ani de la deschiderea punctului, ei au achiziționat lactate în valoare de circa 4 milioane de lei. Dânsul precizează că dacă ar avea o încăpere a lor unde să recepționeze produsele lactate, ei ar putea să facă niște investiții. Ați încercat să vă adresați la puterea locală? Vi s-a răspuns? Am adresat și local și raional și apar unele probleme, unii amplasează pe toți și apoi să ne amplasează și pe noi și tot așa. Și merge mea ca de mulți ani, ca 7 ani, tot că este problem. Dacă solicitantul respectiv va acapăra numărul de beneficiari și suma respectivă și întoarce proprietarului de bunuri în bani suma care îi aparține, sper că și asta întrebare se poate, dar asta e de mai lungă durată. Eu știu. Asta e la voința dumnealui. Potrivit angajaților Direcției Agricole, în raion sunt vreo 20 de puncte de colectare a laptelui. Producția achiziționată este predată la fabricile din Bălți și Soroca.